Ziua mobilității sau ziua fără mașini va fi marcată la Reghin duminică 31 octombrie. Oficial, ziua este pe 22 septembrie, însă autoritățile locale încearcă o reeditare a acestea în prag de iarnă. Așa că duminică, între orele 10 și 12, toți cei care au biciclete și alte mijloace asemănătoare de transport sunt așteptați în fața primăriei pentru o acțiune în masă. Invităm toți doritorii de mișcare să ia din garaj, din pod, o bicicletă o trotinetă cu care să vină și să participe la acest eveniment. Acest eveniment care nu are și nu se adresează numai ai unui anumit segment de vârstă, dorim să avem participanți de toate categoriile. Măria și Consiliul Local au stabilit un traseu prin centrul orașului. Timp de două ore pe acesta vor circula doar bicicletele. Scopul este de a renunța la mașini în timpul nostru liber și de a redescoperi bicicleta ca mijloc de transport pentru sănătate. Datorită ei am putea trăi mai mult. Dacă pedalezi măcar 8 km pe zi de două ori pe săptămână, vei arde în total 3000 de calorii. Vei pierde deci câte o jumătate de kilogram în fiecare lună, fără să schimbi regimul alimentar. 8 km se parcurg lejer în 20 de dacă n-ai energie de o plimbare cu bicicleta, învingeți lenea. Asta îți va crește nivelul de energie cu până la 20%, reducându-ți senzația de oboseală cu 65%, după cum arată un studiu apărut în publicația americană medicală Psychotherapy and Psychosomatics. Ideea acțiunii de duminică a fost primită cu felicitări de veteranii sportului reginean. Datorită mișcării, aceștia au atins o vârstă onorabilă. Ideea e foarte bună, un singur Lucrul vă propun ca să nu se uite. Eu sunt convins că de nu făceam sport și mușchiul cardiac, dacă nu era antrenat, eu astăzi nu mai eram. Îmi amintesc de unul care am avut cursa până la Filpișul Mare și în Crosuri, primăvara, toamna, și diferite întreceri de atletism. Nu puține ați și câștigat? Sunt câteva pe care le-am câștigat. Oamenii s-au obișnuit să meargă la distanțe mici pe jos pe, cu mașina și mersul pe jos este neglijat. Deși și din punct de vedere fiziologic se recomandă o mers de 5-6 km pe zi, ceea ce foarte puțin oameni respectă. Duminică 31 octombrie de la ora 10, retrăiți așadar plăcerea mersului pe bicicletă împreună cu alți iubitori ai mișcării.